Tensiune. Tensiune, în mintea mea, nu este altceva decât penaltii pentru cartofi cruzi. Este un moment dificil, ca de obicei. Noi suntem învățați, dar acum parcă mai mult ca niciodată s-a adunat oboseala. Ei bine, dragilor, cum zicea un înțelept, the winter is coming. Așa am zis. Păi și-a venit. Astăzi chiar îi ved așa un pic mai nervos, mai serios decât data trecută. Și Gina se uita la noi așa cam diferit. Încep cu șefii. Pentru că farfurile voastre se pare că nu au fost nimic din ce și-au dorit ei. Entuziasmată, hai să ajungă la farfuria mea să zic că ea se aștepta să fac eu așa o farfurie frumoasă și că încolo... M-aș fi gratinat pe mine, dacă se poate. Și un pantof. Bă, da, gratina, orice. De unde a fost, mă, gratenul astăzi, mă, oameni buni, mă? În afară de vreo 4 farfurii, 5 maxim, restul așa, ați mimat gratenul. Doamne, zic acum, cum zic, bine că nu ăștia arme la ei sau ceva. Așa vorbisem cu ei, să le... vă stinge lumina astăzi. Hai, și-a stins-o. Și-a plecat acasă. Băi, ne-ați stins-o, pe cuvânt. Jur. Mă simțeam ca la școală. Mi-a plăcut mie la școală, n-am scăpat nici aici, de morală. Dacă n-ar fi un concurs televizat, probabil că ați pleca mulți dintre voi în această seară acasă. Și nu din cauza gustului din farfurie, ci din cauza nerespectării temei. Mi-a scăzut într-un fel încrederea în mine și eram oarecum dezamăgit. Sincer, am crezut că budinca mea va rupe. Eu mă aștept să văd cel puțin 4 porții de cartofi gratinați. După ziua de astăzi, a noastră, care am luat cartof. Am zis sau nu? Și a fost una doar. Și aia... Negră. De finanț. Silviu, despre cartoful... tău, cred că este vorba. Da, m-am certat eu cu voi doi, băie. Da, și eu am spus că e cartoful cam nefăcut. E cam crocant. Așa este. Cam crocant. Mie nu mi s-a părut nefăcut. La cât era de subțire, dacă doar îi dădea așa un abur, era gata. Este o greșeală mare, știu ce am. Mai știi că am discutat și afară, că n-ai cum să faci dofinoasă într-o oră, omule. De acord, am pus foarte puțin cartof. Am simțit un nimeni, un bucătăraș de la începător. Stăteam efectiv cu mâinile la spate și... Deci transpiram, parcă eram în saună. Chiar m-am bucurat când am auzit ok gratinat. Înseamnă că ai mei știu despre ce am discutat astăzi, ce vreau să facem. Înseamnă că merg în aceeași direcție și în aceeași idee. Nici pe departe. Panică și rușine asta simt. Desigur, nu sunt atât de idios să nu știu ce înseamnă gratinat. Doar că am dat-o în bară. Măcar el l-a gratinat. Da, cât de cât. Dacă vouă vi s-a părut crud. A fost crud. Cartoful a fost crud și el știe asta și... Eu pot să trăiesc cu cartof. Eu pot să trăiesc cu cartoful ăla. Pot să trăiesc liniștit. Cătălin, spune-ți și tu ce ai gătit. Saganaki. Ce saganaki. Ce noutate, băi. Bă, a fost atât gratinat încât m-am certat cu Scărlătescu și ne-am bătut pe crusta aia. Nu știu, habar am. Eu am mers pe idee, aia mi-a fost. Saganaki, ai văzut tu cu crustă? Că nu i-am văzut saganaki cu crustă așa. Păi o fac pe fiecare zi la muncă. Au crustă? Da. Păi și-a ta de ce n-a avut? Cum n-au? Au așa, crustă, da, așa, exact. Dacă te-a pus să explici lui Cătălin care e gratinat, da, înseamnă că ne lăsăm de meserie toți. Ce înseamnă gratinatul? Ceva cu brânză băgat la cuptor sau la salamandră. Corect? Corect. Păi, da, a fost vorba de probă de gratinat. Telemeaua nu se gratinează, ce aveți? Că telemeaua nu se gratinează, mă, să mă... Spune lui Florin că se gratinează telemeaua. Ce aveți, mă? Slash... Brânza aia grecească. Ce care fai avut halumii ăsta în nu halumii, mă, că nu se gratinează cu halumii. Feta, ce? Feta, bă. Dar ce, a fost ceva la cuptor? Cum? Adică n-a fost la cuptor? Ba da, a fost. A fost 20 de minute la cuptor. Da, cât? Bun, 20. Bine, trebuia să fie 20? 45 de minute. Dar unde crustă în farfurie? Aranja și creveții. Dar unde crustă? Asta bă, zic. N-avea nimic, îi punea într-o ceva și lua cu lingura și mi-i punea nu, pe mine. Nu, am mai avut saganaki în probe. Ți-l aducea ramichine așa cum l-a gătit. Era rumenit. Și era rumenit. Rumenit. N-a avut nicio crustă despre rumenit, nu gratinat. Bă, e gratinat. Ai văzut cum arată cașcavalul la gratinat peste orice bucată de schimbă, paste. Bă, ascultați-mă ce vă spun eu. Telemeaua aia se topește. Că m-am zis că se topește, dar nu se gratinează. Da, hai să nu și telemea de capră.
sau de oaie, să vedem. Dar nu e de la țara, de acasă, aia grasă, nu mai e gratinată. Trebuia să o lași doar la cuptor, atât. Ce să mai știe Grecia, știe Cipru, știe Mare, știe Roșii, știe Saganaki și nu l-a făcut pe Saganaki. Mai are și nebunia să se ia în gulă cu noi, că nu așa se face Saganaki, ieși acasă. Că deci nu s-a topit brânza, că brânza nu era topită, că nu știu cum, că nu știu ce, că ce caută Saganaki acolo, și așa mai departe. Bun. Băi, pe mine mă interesează foarte tare, am întrebat și eu, tonul. Cine a făcut tonul? Răbdare. Eu am făcut tonul. Tu ai făcut tonul? Da. Mami, trebuie să te pui în genunchi în piață, să te împuștesc rălătesc cu ceafă. Ce ai gratinat-o acolo, măi, Maria? Ba da, pe așa a fost discuția garnitura între noi. Ce ai gratinat-o acolo? Cartoful. Cartoful a colorat? La Maria nu mă așteptam să facă asta, pentru că de la Maria am cele mai mari pretenții dintre toți. Pă bune, Maria și-a ridicat standardul undeva deasupra și câteodată și până și ei este greu să țină pasul. Știu că am greșit proba, doar că nu am greșit și gustul. Asta nu înseamnă că data viitoare n-o să scad puncte pentru cei care nu își respectă tema. Da, respectați-vă temele, oameni buni. Maria, să știi că ai obținut 12 puncte pentru că Sorin și Florin au dat, ți-au oferit 4 și 5. Mulțumesc. Recunosc că eu am luat apărare aici, i-am dat un 5 de salvare, doar pentru că a avut o farfurie frumoasă, coerentă și gustoasă, care n-a respectat deloc tema. Bă, te aplaud, gustoasă, dar nu aveam în calar nenea graten, unde dracu, de ce nu mi-ai lăsat cartoful? Acum îți convine, mă? Da, mă, nu, nu-mi convine, bă, pentru că am de... Convine, mă. Băi, nu-mi convine nici acum. Acum îți convine când știi cine e? Nu, mă, nu-mi convine. Că ai crezut că e ăla mic și ai dat în cap. Bă, da, mi-am dat, bă, în cap, i-am dat 3. Păi și ce, 3 nu mai e notă ca lumea sau ce? Păi de ce te-ai certat cu noi atâta, mă? Că e Valentin, că e o mizerie de farfurie, că n-are gratin în farfurie. Cu siguranță a fost și lăudată farfuria pentru gust și aspect. Asta nu are cum să nu se fi întâmplat. Însă se pare că jurizarea principală este pentru tema pe care am primit-o și apoi pentru restul elementelor. Ana! Ce ai făcut, Ana? Am făcut mușchiuleț de porc cu piure de conopidă. Doamne ferește! Doamne ferește! Unde este gratinul tău, Ana? Eu acum nu știu exact la ce se referă ei. Adică nu era gratinat. S-a topit brânza aia peste ăla, s-a topit. Ce altceva mai înseamnă gratinat?